vă propun următorul format. O să-l invităm și pe colegul nostru Marian Ilie să prezinte care este percepția cadrelor didactice vis-a-vis de acest proces, urmând ca apoi, în funcție de întrebările pe care le-am văzut deja pe Q&A, la unele din ele deja s-a răspuns, la altele o să se uite Irina acum pe timpul prezentării lui Marian, să răspundem și să creăm un dialog vis-a-vis de acele întrebări și de temele pe care ni le propuneți. Așadar, Marian Ilie, colegul nostru, conferențiar doctor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, este directorul personal acestui departament, este abilitat în domeniul științelor educației și coordonează și Centrul de Dezvoltare Academică al Universității de Vest din Timișoara, un centru care își propune să realizeze alături de alți colegi din universitate tot felul de studii și de cercetări din zona procesului educațional. Așadar, Marian, te invit să faci această prezentare cât mai succint cu putință, astfel încât să putem lăsa loc și de dialog și de răspuns la întrebări. Te rog. Mulțumesc. Mă bucur că sunt alături cu toți aici. E onorant pentru mine să văd că avem atâți colegi care sunt interesați de studiul nostru. Am să pornesc și eu slide-ul. Bun. Imediat să-mi aranjez aici lucrurile. Am derulat un studiu, așa cum spuneau și colegii mei înainte, cu respondenți cadre didactice titulare în Universitatea de Vest din Timișoara, dar înainte de a prezenta aspectele metodologice și rezultatele studiului, vreau puțin să setez cumva contextul didactic.